Salutare, prieteni, sunt Nevăstuica și ne-am întors cu Don't Starve ziua 5-a. După cum vedeți, schimba din nou baza, nu mi s-a salvat ultima chestie pe care am făcut-o pe canal, așa că am schimbat eu baza, am găsit un mai bun ca data trecută și am să nu vă plictisesc cu detaliile, adică momentul în care eu îmi schimb baza, îmi schimb locul bazei, cred că este cuvântul perfect, așa că de-aia am vrut să fac așa. Să vedem, vreau să fac o armă, dar nu mai știu unde dracu era armă. Pitch, unde e aia? Structures fight. Aha, ce am nevoie pentru... Da, mi-am făcut un spear. Și o să mai am nevoie, vreau să mai iau niște chestii. Vreau să fac capcane, deci am nevoie de niște iarbă. Haideți, mergem să căutăm iarbă pentru capcane. Dar mai întâi vreau să mai facem o chestie interesantă. Să dezropăm mormintele. Am găsit o rachetă. Ok, nu. Vom duce în bază, vom da drop acolo. Nu se știe când ai nevoie de o rachetă, idiotă. Nu știu ce face racheta asta. Să iau iarba. Plantăm iarba înapoi. V-am spus, nimic nu se pierde, totul este reintrodus în ciclul natural al vieții. Și asta, mai mergem la alt mormânt. Cred că odată o să o pățesc. Wet ball and cup. Ce aș putea să las? Ah, să mănânc asta. Ok. Vreau să le mănânc mai întâi, ca să fac și un loc liber. Ok, le mănânc. Ok. Să... scot iarba asta de aici. Să o plantez la loc. Red gem. Lol. Asta trebuie să fie interesant. În felul urmă, mai am încă o chestie de făcut acum. Chiar dacă este pe live, nu contează. Nu este prea interesantă, dar avem nevoie de un structures, cred că este. De un chest. În acest chest voi pune gold nugget-ul, ăsta, twigs-urile, flint-ul, ăsta, absolut toate chestiile de care nu am nevoie să le am pe mine. Deci ăla o las, pot să las pe jos chestiile alea, că nu se întâmplă nimic cu ele. Asta e partea importantă. Ideea e că vreau și ăsta să le car după mine, pentru că nu vreau să le plantez atât de departe. Ăsta aici pe să aibă vedenii. A, dar trebuie să-i tund barba. Când ceva ca să-i tundem barba, m-am hotărât. Locul ăsta îmi dă senzația de bântuit. Nu, așa. Scoatem din pământ și al cu tine. Îl vom planta unde trebuie. O să rămânem fără mâncare. Asta e o problemă. Deci, asta chiar reprezintă o problemă mare. Haideți să mai spun la morminte. Adică ce se poate întâmpla atât de rău. Ei, încă un redgem. Ok, wet. Hei, încă un. Ok, îmi place că găsesc chestii interesate. Interesante, nu interesate, că nu sunt interesate. Ok, câte morminte pe aici. Hei, am găsit un gnom de grădină. Nu-mi pasă de twigs. Un tentacol de sec... am găsit un tentacol. Încă un gem. Ok, sanity-ul mi-a dat drop grav. Ăsta probabil o să ia rasa dacă nu mă duc acum la foc. Acum. Focul e aici. Și pe foc să pun orice. Gras, truf, tat, fuel. Nu pasă. Vreau să-i crească sanity-ul. Nu înțeleg. A, da, sanity-ul i-a mai dat drop de la o chestie. Science, nu e aici. Survival, cred că aici era. Nu știu exact unde căcat e chestia aia. Tools aici. Am nevoie de două twigs. Am twigs aici, sper că am twigs aici. Oho, am 15 chiar. Și a, trebuie să-i tund barba. Asta e toată ideea. Ok, shave. Barbă. Mi-am ars barba. Barba mea. Collapse rabbit hole. Sunt curios dacă mai e ceva aici. Ok. Finu-caci. Nu pot să... Problema e că v-am spus, rămân fără mâncare. Nu știu exact unde dracu ați găsit o sursă bună de mâncare. E bine că am crescut copacii. Trebuie să mai caut mâncare, asta e problema.
Oh my god, iar plouă. Am început să urăsc ploaia asta. Trebuie să găsim mâncare, prieteni, altfel dăm de dracu. Și nu e simpatic deloc acest dracu despre care vorbesc eu. Vedem ce mai am de mâncare. Nu mai am de mâncare, aia e problema. Trebuie să mănânc petale de... Hei, ce e asta? Plugged sinkhole. Ok, deci chestia o pot muta de acolo, asta e bine. Să mai merg să mai zrop încă un cimitir, chiar dacă știu că o să o iau breazna asta. Oh, life-giving amulet. Asta cred că mă învie. Dacă mi-am zis eu bine, mă învie dacă mor. Nu-i rău. Master Meat-ul nu-l vreau. Să mă duc înapoi mai repede aici. Mai repede. Unde era? Mai jos. Fuck, iar o să fac prostii. Am făcut lisenca prins. Asta e perfect. Vom sta aici lângă foc pentru că este amuzant acest foc. Să le gătesc. Nu, nu pot să le mai gătesc. Trebuie să le mănânc. Pot să le mănânc încă. Nu înțeleg de ce încă îi dă drop sanity-ul, având în vedere că eu i-am dat... i-am pus pălăria asta, dar pălăria asta cred că a început să se strice, deci trebuie să o să adun alte flori. La chest, ia zi-mi ce mai avem la chest aici. Să pun și blue gem-ul, sparkles with cold energy. Ok, să treacă noaptea asta ca să căutăm alte petale de flori, să-i facem altă ghirlandă de flori ciudatului. Dacă tot e noaptea, ar putea să stai copacii. Ok. Avem de toate numai mâncare, asta e problema mea acum. Deci ziua asta o să fie de căutat mâncare, exclusiv. V-am spus că e mai scăzut sanity-ul și din punct, și deoarece, și pentru că am început eu să dezrob morminte. Lucru care nu cred că îl face foarte fericit pe Maxwell, dacă nu mă înșel, cred că așa te cheamă. Ok. Ok, s-a făcut zi. Haideți să căutăm mâncare, nu-mi pasă de altceva. E momentul propice de a căuta mâncare. Și petale. Orice petale voi găsi, le voi lua, pentru că... Uite, uite o petală. Pentru că probabil trebuie să-i fac altă ghirlandă de flori. Care să-i țină nebunia... în frâu. Dar aș prefera... Ups. Plouă cam tare. Aș putea să crească nebunia. Asta e bine. Ok, prin pădure pe aici ar trebui să mai caut niște... Niște berry brush-uri, așa. Niște din aia de... fructe de pădure. Ok, petale, flori. Flori, 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 flori. Unde sunt chestiile interesante? Unde e mâncarea? Uite, dar nu, ălea nu sunt bune, alea știu că dau heal doar la, adică nu sunt, știu că am murit toată din cauza lor și chiar mi-e frică să mai mănânc ciupercile astea în joc acum, pentru că am murit toată din cauza unor ciuperci. Ok. Haide, te rog frumos, dă mâncare, chiar am nevoie de mâncare, adică sunt o tonă de copaci și nu sunt deloc din alea serios acum. Mă face nevoit să intru în... Hei, flori, 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 flori. Florile sunt bune. Pe mici loc n-am fost. Da, știu că ți-e foame, am înțeles că ți-e foame. Adică pe aici nu am fost, poate găsesc pe aici măcar un din ăla. Dar se pare că nu voi găsi, nici aici. E bine că și-a revenit cu nebunia. Asta e bine.
Mi-e frică să mănânc ciupercile, v-am spus, nu vreau să mor, adică ar fi urât să mor fix acum. Nu înțelegeți, dar cred că e cel mai departe în care am ajuns în jocul ăsta până acum. Și da. Ok, haideți să mergem. Pe aici pare? Da, pe aici pare să mai fie altă zonă cu iarba mai verde, deci cu șanse mai multe să găsim din ăla. Dar nu, nu durează mult. Unde dracului pot găsi eu? Încă o floare. Am intrat prin gaura de vierme și am găsit direct un din ăsta. Să-mi dau echipa la lopată și să-l scot. Am să-l pun în loc de desiccated. Nu cred că am nevoie de acest tentacul. Și astea... voi mânca beriurile și voi mânca și morcovul pentru că ăsta chiar e foame. Am găsit box sting. Ce e asta? Ok, o chestie de care nici el n-are idee, deci să scot asta. Ok, în locul asta voi mânca din nou beriurile. E bine că am găsit căcaturile astea, să iau înapoi asta. Florile, ouăleu, ce am găsit aici. Deci zona asta este perfectă. Cred că o să rămân aici, de fapt. Ia stai, unde sunt? Pare o zonă mai bună decât aia unde sunt eu acum. Chiar dacă în zona aia am copaci și am science machine-ul. Ei, nu, scoate-l din pământ, vreau. De fapt, nu. De ce când aș putea să călătoresc între zonele astea două? Adică nu văd sensul. Să las gnomul ăsta jos, că cam aș pe gnomul vieții. Ok, e bine că am găsit de mâncare. Ok, câte flori am? 12, 13, 14, mai găsi niște mâncare, lol, încă două chiar. Le iau pe astea două și mă întorc înapoi. 3, de fapt. Ok, este perfect, prieteni. Acum o să avem nevoie doar de căcat. Da, scuzați-mi expresia, dar avem nevoie de căcat ca să le facem pe astea să crească. Voi intra înapoi în wormhole și mă voi duce... Da, cele mai frumoase zgomote posibile. Du-te, mă... Mamă, deci pe ăsta... Pe ăsta mănâncă blana. Aș avea nevoie de asta. LOL, sunt prea mulți. Sunt prea mulți. Și se face noapte. O să mor. Nu vine să cred. Nu pot să cred. Am life giving amulet. N-am ce face, trebuie să mor, dar am life giving amulet. Sper să facă zi mai întâi. Ok, s-a făcut zi mai întâi. Ok, e bine, prieteni. Am dat waste la life giving amulet, dar am găsit o zonă mai interesantă măcar. Adică zona pe care am găsit-o episodul trecut, noaptea trecută a fost mult mai bună decât ce aveam. Ei, sunt două wormhole-uri. Eu unde dracu mi-am făcut baza? Aici. O să intru în celălalt, wormhole. Până atunci, vreau, uite, aici să-mi fac asta, să fie zona mea de bei brașuri. 3. E bine. Ok, așa. Să-mi dau echip la ghirlanda mea de flori. Și voi intra înapoi în oricât de nebunesc ar prea, voi intra și în celălalt din asta. A, da, să mai las din lucruri acasă, să las asta în apropiere aici măcar. Ok, drop, drop. Și tu drop. Și tu drop. N-am nevoie de chestiile astea după mine momentan, așa că o să le las acolo. Deci mai bine. Și voi intra în cealaltă gaură de vierme. Vedem unde duce asta. E o altă zonă foarte bună. Și am găsit căcat. În sfârșit. Este perfect, prieteni. Deci nu vine să cred că de bine o să meargă totul. Come on, căcați-vă. Nu vreau să fac nimic, vreau doar să vă căcați. Deci mă atacă. Dar nu v-am făcut nimic. Vreau doar să vă iau căcatul. Nu pot să cred. Serios acum? Atât de repede trebuie să încheiem seria, nu pot să cred, bă, picioarele de joc.
Da, prieteni, probabil că aici se încheie seria de Don Starf. Poate vei mai jucat, poate nu, oricum. Eu vă spun la revedere. Dacă v-a plăcut, abonați-vă la canal. Până la data viitoare, la revedere, prieteni.